La mulți ani tuturor, sunt Teodora Vârmescu și astăzi inaugurăm studioul Steaua TV cu un nume de marcă, Gavril Pele Balint. Gabi, binevenit la noi în studio și pentru că astăzi împlinești o frumoasă vârstă, 60 de ani, la mulți ani și multă sănătate. Cum e la 60 de ani? Mulțumesc! Nu-mi vine să cred, adică mi se par foarte, foarte mulți ani. Eu încă mă simt așa tânăr în interior. Visez de multe ori că trebuie să intru pe teren, că am meci, că chiar acum puțin timp am visat, eram cu echipa națională, antrenor era domnul Ienei și eram supărat că doctorii m-au dat inapt și el nu m-a băgat în echipă și eu am spus că n-am nimic, că sunt sănătos, că pot să joc și vezi câte să... Sunt vise frumoase, nu sunt coșmaruri. Da. Nu, ba da, de multe ori sunt coșmaruri, că de multe ori visez că intru în teren și nu-mi găsesc ghetele sau nu... tricou sau jucătorii sunt pe teren, încep meciul și eu încă n-am ajuns. Adică sunt, probabil asta mi-a zis la un moment dat un psiholog că poate fi și o consecință a faptului că m-am retras prematur din fotbal și în urma unei accidentări. Și din cauza asta simt tot timpul că aș vrea să mai joc, dar nu pot, că se întâmplă ceva, adică nu reușesc să ajung să joc. Ai un nume predestinat fotbalului și succesului, Pele. Ai declarat cândva că atunci când erai tânăr ți era rușine de numele ăsta. Îți mai e rușine acum? Că te cheamă și Pele? Bine, rușine. E un fel de a spune. Adică mă jena. Intimida, mă jena puțin când eram mai mic pentru că nu mi se părea cumva normal în România prenumele ăsta. Chiar dacă deja începusem să aflu cine e Pele, pentru că am văzut, țin minte și acum câteva imagini la campionatul mondial din 70, în 66 eram prea mic, aveam doar 3 ani, și în 70 practic a fost contactul meu cu Pele. Și l-ai văzut jucând și pe l-am Pele? L-am văzut jucând, l-am văzut la final când a fost purtat pe brațe după ce au câștigat Cupa Mondială și... Pentru mine era prea mare, era ceva și mi-era într-un fel așa rușine că simțeam că eu nu pot să mă ridic la nivelul lui sau nu știu dacă pot să reprezint prenumele ăsta la nivelul la care era. Și de multe ori îl certam pe tata, de ce mi-ai pus prenumele? Zic, nu-mi place nici Pele, că mi-e rușine la școală și așa, și nici Gavril, ca tine, ca de pe tine. Zic, sună așa, adică ceva mai simplu, mai Gavril, zic, da, în fine. Până la urmă mi-au zis, m-au botezat la București, când am venit, m-au botezat colegii Gabi și mi s-a părut ok, adică mai scurt, mai comun, așa, adică era mai perfect, pe gustul meu. Mai în evidență cu un nume. Da. Până la urmă, numele mi l-am construit încet și ăsta este numele Balint și sunt mândru de numele pe care îl port, unde am ajuns să-l fac cunoscut și... Sunt mândru de părinții mei, care m-au îndrumat bine, zic, în copilărie și care au fost alături de mine tot timpul, mai ales tatăl meu, care el a avut microbul ăsta și mi l-a insuflat și mie. Tatăl tău a fost primul tău antrenor, nu? Tatăl meu primul antrenor. Ce gen pe ce punea accent? Că era emititer pe tehnică, pregătire tehnică, mult, nu? Mult pe tehnică, jucam tot timpul cu mingea, jucam cu el, mă lua afară, câteodată și în casă. Făceam o minge improvizată așa din ciorapii mamei și tot timpul jucam și îmi imaginam că joc într-un meci important și că e minutul 90 și egal și eu reușesc să marchez golul victoriei și făceam tot felul de, adică îmi construiam așa în cap tot scenarii felul de visuri pozitive. Da, și mă gândeam că poate în viitor să ajung, dar nu m-am gândit niciodată că o să ajung la nivelul ăsta să joc fotbal. Hai să mai rămânem un pic în copilărie. Au fost sărbătorile de iarnă acolo la tine, la St. George, băi, te duceai cu colindul, ce primeai? Bani, prăjituri. Când am crescut așa mai mult, mai și un pahar de țuică sau de vin. Era frumos la noi, mai frumos era în copilărie, asta e adevărat, poate și pentru faptul că am participat activ la colinde, la tot felul, cu plugușorul mergeam, țin minte și acum că tata mi-a făcut, mulți? Mi-a făcut un plugușor. Eram mulți, dar toți copiii mergeam. Ne întâlneam unii cu alții pe stradă, mai du-te la familia cu tare, că acolo îți dă bani mai mult sau primești cu tare. Sau...
dar era frumos. E o atmosferă superbă, o zăpadă mare, sigur cu un frig cumplit, la noi erau și minus 20 de grade, iernile din copilărie, dar ce era frumos, era zăpadă, așa a doua zi la Săniu și sărbătorile de iarnă erau superbe. E adevărat, când ești tânăr, când ești copil, le vezi altfel decât la 60 de ani, când acum parcă zici, iar a mai trecut un an, iar au venit sărbătorile și a mai trecut un an. Dar una peste alta trebuie să ne bucurăm de ele și că asta e cel mai frumos, nu? Într-un an, sărbătorile de iarnă sau Paștele, la fel. Când erai mic la St. George's Way, aveai vreo echipă favorită din țară sau poate din străinătate? Deci când eram mic, în primul rând ne contram eu cu tatăl meu de multe ori când juca România-Ungaria. Țin minte că și acum au fost niște întâlniri frumoase între România și Ungaria la un moment dat. Și da, el ținea în sinea lui tot cu România, dar ca să-mi facă mie în ciudă să fie contra mea, exact. Se vedea că eu eram tot timpul cu, spunea că ține cu Ungaria și ne tot ciondăneam așa. Pe urmă, e adevărat, când am început să cunosc echipele românești, începând cu Gloria Bistrița, pentru că acolo juca și verișorul meu, și venea de multe ori echipa în cantonament la St. George's Bay, acolo unde m-am născut și mă lipeam și eu la o perche de jambier sau un short. Bine, erau mari, dar oricum erau pentru mine, erau cele mai frumoase haine. E adevărat că am început să cunosc Steaua, am început să cunosc Craiova, Dinamo, echipa națională, jucătorii și am început să-i decupez, să-mi pun pe pereți. Aveam un perete plin de toți jucătorii buni din România în perioada aceea. Afară, când ieșeam la bloc și făceam echipele, ne împărțeam cine ține cu Steaua, cine ține cu Dinamo, eu tot timpul încercam să echilibrez cumva meciurile, pentru că recunosc că eram bun de mic și când vedeam că e o echipă mai slabă, mă duceam la echipa respectivă, indiferent că o chema Steaua sau o chema Dinamo. Da, să fie cât mai egal, cât mai palpitant. Să fie echilibru. Dar ușor, ușor m-am apropiat de Steaua, am îndrăgit-o, îmi plăcea echipa pentru că erau jucători tehnici, se juca un fotbal tehnic, frumos, de privit. La fel era și la Dinamo, nu pot să spun că era altfel, dar totuși Steaua parcă ușor, ușor m-am îndreptat spre ea. Iar când m-a chemat la 18 ani să semnez, atunci practic mi-am îndeplinit visul de mic. Ai fost la Luceafărul, era un fel de academie, să spunem așa, se strângeau toți cei mai buni. Era concurență mare. Ce crezi că te-a scos pe tine în evidență? Era concurență pentru că erau cei mai buni juniori din România, pe categorii de vârstă. Aveam în echipă jucători de la Steaua, aveam în echipă jucători de la Dinamo, echipele bune, mari. Eu veneam de la Gloria Bistrița, eram deja legitimat la Gloria Bistrița. La început mai timid, dar am jucat la grupa mea de vârstă de la început, am jucat titular, ușor, ușor am devenit și capitanul echipei, am fost și la două turnee de juniori europene, la campionate europene de juniori. Ne-am calificat cu echipa și pe urmă a fost campionatul mondial din Australia. A fost bun Luceafărul, pentru că acolo am învățat să mă antrenez. Sigur că înainte făceam acasă, dar mai mult după ureche, mai mă antrenam cu tata, că a fost și antrenor la echipa de juniori la St. George's Bay. Apoi cu profesorul meu de educație fizică și sport, la fel, care a fost și antrenor la echipa mare, că am debutat, am promovat la echipa mare la 14 ani, în divizia în județ prima dată și pe urmă în divizia C am jucat un an, la 15 ani. Deci, de asta spun. Dar aici am învățat 3 ani, am făcut fotbal profesionist. Antrenamente zilnice, câteodată și două pe zi, program cu masă, cu odihnă și cu școală. Și școală. Și faptul că mâncam la cantina olimpică, unde erau cei mai mari sportivi, și până cu Nadia Comăneci, cu Teodor Ungureanu, Dan Grecu, toți mari campioni ai României. Faptul că erau acolo și mâncam și noi alături de ei, asta pentru noi însemna mult, pentru mine cel puțin. Îmi doream să ajung să fiu la fel de cunoscut ca ei, să pot să reprezint România. Aveți modele. La fel cum au reprezentat-o ei. Mă intimidam întotdeauna când mergeam la masă și vedeam cum veneau, cum
foarte mult m-au influențat. Deci erau acele persoane pe care tu înainte ai văzut la televizor. Da, urmă, da, da, pe Nadia, poate una... mi-amintesc de Nadia atunci când a luat acel sau acei 10 la Montreal, da, 76. În 76, pentru că eu în 78 am venit la București. Era la deja Luceafăru, celebră. Deci era deja era celebră și cine nu-și dorea să o vadă de aproape sau să o aibă ca model. Adică Nadia a fost un model pentru foarte mulți tineri, indiferent de sport, fotbal sau altceva, alt sport. Dar a fost un model în perioada aceea. Și de asta spun că pentru noi a fost foarte bine că am fost acolo alături de ei. Cum ai spus tu, am avut modele. Modele care în ziua de astăzi sunt. Există și în ziua de astăzi, dar au și mult negativism. S-au diluat. Transmis și mult negativism câteodată și nu e bine. Nu e bine așa. Vorbeai de școală. Ce materie îți plăcea la școală, except în sportul? Păi, spre ce era? La școală până în clasa, inclusiv clasa 9, școala pe care am făcut-o la St. George Bay, apoi am venit la București, clasa 10, 11 și a 12 le-am făcut aici la electroaparataj. Am fost premiant la St. George Bay. Îmi plăcea școala, adică, bine, mai învățam și de frica lui tata. Că, așa era pe vremuri. Că spun clar, nu e notă bună, nu ești la fotbal. Țin minte că odată era antrenor, am luat un 3, singurul 3, atunci s-a supărat profesoara de biologie pe toți, toată clasa, mi-a dat un extemporal din ăsta greu, n-am știut să răspundem, mi-a dat 3 la toți. Și în săptămâna aia nu am mai fost la niciun antrenament și nici la meciul de duminica, care a venit. Nu m-a luat. Da, el era antrenor. Și ai suferit? Ba, cum să nu? M-am dus așa pe furiș, m-am uitat de la distanță la meciul echipei și îmi rodeam unghiile, eram înnebunit. Materii, da, erau mai mult de pe partea de matematică, de fizică, chimie. La chimie învățam că nu știu cum am avut norocul să am cele mai dure profesoare și la St. George și la București. Dar m-am ținut, cât de cât m-am ținut de școală și la București. A fost mult mai greu, că deja nu mai aveam timp. Făceam, cum spuneam, 2 antrenamente pe zi, era greu, turnee multe cu echipele de juniori. Și n-am mai reușit să iau premiu sau așa, dar cel puțin am terminat școala cu bine, cu bacalaureat luat, învățând pentru bacalaureat în Ghencea, pe stadionul nostru, că atunci mă pregăteam de bacalaureat după ce am semnat cu Steaua și am mai spus-o în multe interviuri că îmi puneam așa după masa o pătură pe gazon și învățam pentru bac. Mai vezi vreun copil făcând așa ceva în ziua de astăzi? Păi eu cred că sunt copii destui care învață pentru bac. Pe gazon, care face sport pe gazon, și... pe asta nu știu, dar mie mi-a plăcut mult. Eu stăteam la Steaua aici în Ghencea, în stadion, da. Aveam camere și pe urmă am primit o garsonieră, dar un an mai târziu, un an am stat aici și ieșeam și învățam, că știam că trebuie să iau bacul. Deci n-am rămas cu rigen niciodată, deci totdeauna am trecut, dar mediile au fost mici, la București recunosc, însă am luat bac chiar acum, câteva zile am avut nevoie de diplomă, de acte și m-am uitat. Nu înțeleg de ce am avut la purtare media 8 în clasa 11-a, cred că mă gândeam, zic, bă, ce o fi făcut, că văd că media 8. Absențelor, poate. Dar din cauza absențelor. Da. Pentru că multe se motivau, dar la un moment dat nici ei nu puteau să motiveze tot. Și din cauza asta, noi plecam cu echipa, aveam meciuri, aveam asta. Dar în rest erai cu minte, nu? N-am avut probleme la școală. Da, când eram mai mic, m-am bătut și eu, am mai făcut scandal, m-am mai scos în careu acolo, m-au dat exemplu negativ. Dar eram că n-am fost un băiat cu minte perfect să fiu așa... Dar așa, n-am avut probleme. Cel puțin aici la București, de multe ori eram dat exemplu chiar de directorul școlii electroaparataj, are un interviu, avea un interviu în gazeta, sau cum se numea, Sportul pe vremuri, și m-a dat exemplu acolo chiar. Că aveam multe articole decupate de taică, din toate ziarele, toate. Din sportul, că era unul singur da. Problema aia. Și mai răsfăiesc așa, le mai iau și am citit interviul ăsta, că m-a dat exemplu. Da, bine, una peste alta am încercat să fac și școală, dar ce e mai important e că am făcut fotbal. Și am ajuns la cel mai puternic club, da?
unde am avut rezultate și sunt mândru că am rămas în echipa asta de care vorbește lumea tot timpul, echipa de aur, să zicem. Ai debutat pe 7 mai și 5 ani mai târziu la Steaua, da, cu o victorie. S-a spus că ai fost cel mai bun de pe teren atunci, da, și fix 5 ani mai târziu ridicai deasupra capului Cupa Campionilor Europeni. Ce îți mai aduce aminte de meciul ăla? Ceva ce nu s-a spus, s-a vorbit și încă o să se vorbească, din păcate, doar despre acea perioadă și acel meci. De meciul ăla mi-aduc aminte perfect, că n-am cum să uit. În primul rând că am venit de la campionatul european de juniori, eram legitimat la Steaua, dar am făcut un campionat prost. Am jucat libero, am greșit la goluri, am făcut un penalti cu Polonia, în fine. Eram supărat după campionatul european și am plecat la St. George's. Băi, am zis, la Steaua o să merg în vară, să-mi dau bacalaureatul, să termin. Mai erau 5 meciuri în campionat și nu mă gândeam că oricum aveau ei nevoie de mine, știi? Și de fapt așa m-am înțeles cu ei, că o să-mi dea liber, să mă pregătesc, să-mi iau bacul și pe urmă din vară, că mai erau 5 meciuri în campionat. În fine, și nici n-am ajuns bine la St. George's, băi, după 2 zile am primit telefon să vin la București, că Steaua are probleme cu câțiva jucători, mulți accidentați, erau și aveam ieși cu Progresul București, pe da, terenul lor, și că n-am efectiv și trebuie să vin. N-am venit, sincer, n-am vrut să vin, dar n-aveam ce să fac, eram deja jucătorul lor. Știi cum e, ordin, nu e ordin, că mi-au zis că mă va aștepta o mașină în gara și, în fine, am ajuns. Am avut o săptămână de pregătire pentru meciul ăsta. Domnul Constantin, Agică Constantin, cum îi spuneam noi, a vorbit cu mine înainte de meci, mi-a zis că joc, aveam emoții, nu mai povestesc. M-am pregătit, m-am bucurat că mi-a spus că joc mijlocaș, scăpam de postul de libero, am jucat la junior ultimii 2 ani și am făcut un meci bun, e adevărat, eu și Marcel Ducanu am fost cam cei mai buni de pe teren. Și Ghion Gheorghe, aveam un fundaș stânga foarte bun, el a marcat golul victoriei, am bătut 1-0 atunci Progresul și Noi am făcut un meci superb. Există și acum în articolele mele decupate, există meciul meu de debut. 8, am luat nota 8. Era o notă foarte mare pe vremea. Foarte mare, da. Da, să revenim la Sevilla. De ce ți-ai dorit să execuți lovituri de la 11 metri? Erai tânăr, erau alții mult mai experimentați, de obicei nu tu erai cel care executa. De obicei se evită jucătorii tineri fără experiență din cauza emoțiilor în asemenea momente. Însă la noi a fost o problemă atunci. Au fost câțiva jucători care n-au avut curaj, chiar dacă erau mai experimentați. Au avut și crampe musculare și până la urmă am mai povestit-o de nu știu câte ori că Lăcătuș a fost cel care mi-a zis, hai, nu batem și noi. Că erai în conștiința tinereții? Da, tinereții asta, nebunia pe care o aveam atunci, vezi, asta ne-a ajutat într-un fel. Și Lăcătuș a fost cu ideea, m-a întrebat, zic, bă, ba, dacă e. Ne-mi întreba, hai, avem doi, încă mai oferiți-vă, avem Bălării Majarul, cine mai bate? Și el, uite, Ne-mi, batem și noi doi. A, bun, patru, mai e vreo unul care se oferă? Păi, Ilie, Dumnezeu să-l ierte, Bărbulescu, Ne-mi, bat și eu, bat ultimul. Ok. Și așa a fost. Ați câștigat. Se spunea despre voi, despre echipă, că parcă nu știa să vă bucurați. V-au luat și pe voi faptul că în cele din urmă ați câștigat? Păi, într-un fel, beția aia, visul ăla în care trăiam, pentru că era ceva ce, sincer, eu, nu știu ceilalți, dar eu nu mă așteptam să câștigăm. Mie chiar mi-era teamă să nu ne bată la scor. Totuși era Barcelona, jucam la ea acasă, suporterii lor, aveau totul de partea lor. Echipă bună, sincer. Aveam așa o mică încredere, zic, mă, poate, nu se știe. Și chiar mă gândeam, zic, poate reușim să ajungem la penaltiuri până la urmă, că să nu luăm gol, să vedem cum va fi meciul și orice e posibil. Am căzut de pe un cal frumos, asta este. Da, adică faptul că am ajuns acolo era deja pentru noi extraordinar. Dar de ce să nu jucăm șansa aia mică pe care o aveam și să nu încercăm să o exploatăm? Și asta e. Noi ne-am dat seama de câștigare mai mult când am ajuns în București.
Exact. Acolo eram așa, ți-am zis, într-un vis, pluteam într-o beție din asta inexplicabilă. Ați ajuns la București și ați văzut marea aceea de oameni pe aeroport. Cum te-ai simțit atunci? Cum ai simțit oameni? Te-ai simțit vedetă? Ce putea să fie vedetă? Vedetă, ușor simțeam la Steaua. Mă simțeam că n-aveam cum să nu mă simt când vedeam atâția suporteri în tribune, când vedeam lumea în oraș, când ieșeam și... Era cu autograf? Da, bineînțeles, la fel. Nu erau telefoane cu aparate foto, dar foarte mulți cu autografe, peste tot unde mergeai, te cunoștea lumea și asta nu putea decât să-ți facă plăcere. Dar de asta spun, când am ajuns în București, eram... Atunci ușor am, chiar îi spuneam și lui Belo la Barcelona, zic, băi, nu ne dăm seama acum, o să ne dăm seama la București să vezi când o să ajungem, să liniștesc treburile, peste vreo 2-3 zile, atunci o să vedem ce însemna noi. Iar acum, după ani și ani de zile, că tot vorbim de Cupa Campionilor, ani de ani și sărbătorim, și acum parcă e și mai frumos, știi? Și știi cum, parcă visul ăla încă nu s-a încheiat. Adică s-a întâmplat de mult, e adevărat. Dar cu cât trece timpul e ca vinul, știi cum se spune? Vinul cu cât e mai vechi e mai bun. Mai bun. Așa e și victoria asta noastră și cu cât trece timpul parcă e mai frumos, sincer. Eu așa o simt. Și totuși, după 2 ani de zile, ai intrat ușor într-un cont de umbră de ai spus că dacă se pusese problema să te transfere la Sibiu și ai zis că dacă te transferă, tu te lași de fotbal. Chiar te-ai fi lăsat de fotbal? Eu știu, dar sincer așa am simțit atunci. Eu nu vreau să... Ce n-a mers bine în perioada aia? Băi, ca orice fotbalist, are perioade și perioade. A venit domnul Iordănescu, antrenor. Sigur că îl condamnam foarte mult atunci că nu mă bagă. De multe ori intram, dădeam gol și eram rezervă meciul următor. Zic că undeva adevărul a fost la mijloc. Am greșit și eu. De ce am greșit? Nu mai țin minte dacă am făcut prostii sau n-am făcut, dar nu cred că eu în general am fost un tip calculat, dar mi-am mai pierdut puțin atunci. Am avut o perioadă în care eram și îndrăgostit, aveam o prietenă, în fine. Eram și... Neapuiu era mai conservator, nu era atât de ofensiv cum era domnul Enei, ca joc, ca... Venise Agi, asta a fost pentru mine, deși fiind prietenul meu bun și m-am bucurat că a venit, dar pe de altă parte, într-un fel, m-a scos din echipă pentru că era valoare extraordinară, era cel mai bun atunci în România și... Pentru că era ofensiv. Eu eram un jucător ofensiv, el era ofensiv și țin minte că îmi spunea Neapuiu Iordănescu că e greu să joc cu doi ca voi ofensiv, că am nevoie și de jucător să facă faza defensivă, lui Hagi nu poți să-i cer, tu nu faci, și mă tot certa, Și, adică eu deja, eu fiind atât de ofensiv, deja mie îmi plăcea mai mult în atac. Adică eu deja vedeam că practic postul meu până la urmă va fi atacant. Deci atunci eram mijlocaș. Da. Da? Și ușor, în 2 ani, după ce a plecat Pițurcă, am reușit să ajung acolo unde mi-a plăcut, vârf de atac. A ieșit din nou soarele pe strada ta, meciul cu Danemarca, în care ai dat multe goluri, a venit mondialul italian și pe urmă te-ai transferat în Spania, la Burgos. Da. De ce Burgos? În primul rând, de ce m-am transferat? Eu cred că atunci am simțit că perioada mea la Steaua s-a terminat. Am dat tot ce am putut, am ajuns și la o anumită vârstă, când, sigur, după Revoluție, când toți își doreau să ajungă afară, să joace într-un campionat bun, să câștige și niște bani mai mulți, da, decât au făcut în România. Asta eram și eu și asta mi-am dorit și eu. De ce a fost Burgos? Am avut prima dată un contact cu Karlsruhe din Germania, chiar la campionatul mondial, când am jucat în Italia, am discutat cu ei, nu ne-am pus de acord, au renunțat și ei. Am făcut și un meci destul de slab cu Irlanda, n-am reușit să marchez, să joc bine. Că au venit să mă vadă, toți erau și de la președinte, antrenor, toți de la Karlsruhe. Într-un fel mă bucur că n-am plecat în Germania, pentru că nu cred că mi se potrivea fotbalul de acolo. Și apoi am rămas cam printre ultimii. Deja au plecat Rotariu, Lăcătuș, Hagi,
Nu, cei mai reprezentativi au plecat. După, nu știu dacă Iovan a plecat și el atunci sau după mine. În fine, și când am venit din Olanda, am fost în pregătire cu Steaua, era Costică Ștefănescu, Dumnezeu să-l ierte, și pe el era antrenor. Deja ajunsesem capitan de echipă, m-a pus la câteva meciuri amicale acolo, adică cumva că știa că vreau să plec și cumva să mă mai țină clubul. Țin de că domnul Gavrilă, când au venit cei de la Burgos, a zis: nu, domnule, nu, Balint nu pleacă, Balint acum la noi e ca Maradona pentru Napoli sau pentru Argentina și nu-l lăsăm să plece, m-am supărat și eu. În fine, până la urmă s-a găsit o soluție să plec, am încasat și niște bani buni, Steaua pe mine, $1,000,000 în perioada aia însemnau bani. Și cam asta a fost. Burgos, că a fost a doua echipă care a venit și a discutat direct de asta. Eu m-am bucurat că era Spania, chiar dacă era o echipă nouă promovată, și până la urmă m-am simțit bine, am jucat bine, am dat goluri acolo, am rămas în istoria. Cum te-ai adaptat cu stilul spaniol, cu limba, cu oamenii? Da, e ușor să te adaptezi în Spania. Eu știam italiană, vorbeam destul de bine italiană, mi-a fost ușor să învăț spaniola, în 3 luni vorbeam bine spaniola, deci nu... Iar oamenii m-au primit extraordinar și am și reușit 2-3 meciuri la început mai slabe, dar după aceea am reușit să marchez. Repede m-au... parcă eram unul de al lor. Am devenit și acolo cumva un om important în echipă și acum, când merg, sunt mulți care își aduc aminte de meciurile bune pe care le făceam, golurile pe care le marcam. A fost o perioadă bună de 3 ani. Păcat cum s-a terminat. A fost ultima o accidentare sau o uzură, da, care a dus la o accidentare? Nu știu. A fost și o accidentare, a fost într-un meci cu Real Madrid, un foul din spate, a început să mă doară genunchiul, pe urmă m-a mai lăsat, pe urmă iar mă durea și ușor, ușor s-a constatat meniscul rupt. A fost o operație prima, nu știu dacă a fost reușită, că apoi am avut probleme. În Spania a făcut-o? Da. Amândouă operații am făcut. Cartilagiu, am avut probleme după aceea și în perioada respectivă nu s-a mai putut face nimic. Mi-au spus și doctorii că mai bine mă retrag, că nu o să mai pot să joc. A fost un șoc? Urât. Da, șoc. E puțin spus. Și cea mai tristă veste pe care pot să, în afară de pierderea părinților sau a unui membru din familie, asta e, să-ți spună cineva că trebuie să te lași de fotbal. Ceea ce iubești cel mai mult, da, nu poți să mai faci. Da, că s-a terminat tot ce a fost frumos. Ăsta e prețul succesului câteodată, pe care trebuie să-l plătim. Am primit multe de la fotbal, am dat, dar până la urmă finalul a fost devreme, a fost păcat. N-ai rămas departe de fotbal, ai intrat destul de repede în antrenorat și pe la echipe de club și la Naționala României Secund și la Naționala Moldovei. Da. Ce stil de antrenor ești? Și reține, spun, ești, deși n-ai mai antrenat de mult, eu mă gândesc că poate cândva o să te reîntorci. Da, nu știu dacă mai... Sunt antrenor pentru că am licența și mi-am reînnoit-o de curând. Asta e adevărat. Asta e un semn că ți-ai reînnoit-o, da, că lași o portiță deschisă. Da. Ce fel de antrenor sunt? Păi am încercat să iau de la fiecare. De la cine ai luat cel mai mult? Nu e greu să spun cel mai mult, dar am luat în primul rând de la trei antrenori mari ai României. Iordănescu, Ienei și Lucescu. Da? De la acești oameni, am lucrat mult cu ei, Mircea Lucescu la echipa națională, am lucrat și la Galatasaray după aceea, ca antrenor secund, un an cu el. Am luat și am crezut eu că e mai bun. Apoi mi-am format stilul meu, propriul meu. Care stil. Care era stilul tău? Întotdeauna am zis că un antrenor, oamenii de fotbal știu fotbal, da? Deci faptul că trebuie să știi tactică sau să faci niște antrenamente, în ziua de astăzi le găsești pe internet. Studiezi și de pe internet le poți. Cel mai important pentru un antrenor, întotdeauna am considerat că e felul de a te adresa jucătorului. Cum îl faci pe jucător să-ți dea 100% din cât poate el, da? Să-l faci să înțeleagă ce înseamnă echipa la care joacă, postul respectiv și așa mai departe. Asta e cel mai... Cum îi motivezi pe jucător? Deci trebuie să fii poate ca un profesor, ca un psiholog, mai mult decât antrenor pentru jucători. Și Bici și Zăhărel? Da, și cu Biciu și cu Zăhărelul și cu toate. Trebuie să știi cum să vorbești cu fiecare. Sunt caractere diferite.
ai 20-30 de caractere diferite într-o echipă, trebuie să știi cum să iei pe toți. Și eu cred că peste tot unde am antrenat mult și nici la multe echipe, dar întotdeauna, când am plecat, am lăsat o părere bună. Adică și în ziua de astăzi, când mă întâlnesc cu foști jucători, vorbesc frumos despre mine, au avut rezultate cu mine, pentru că am avut și două promovări din Liga 2, am reușit și la Timișoara, chiar dacă am fost foarte aproape să câștig campionatul, dar pentru ei totuși a fost singura dată în istorie când au ocupat locul 2. Cu Naționala Moldovei n-am reușit mult, nici n-am avut o generație prea bună de jucători, am făcut doar 9 puncte într-o grupă, am bătut Finlanda, care atunci era o echipă bună și cam asta a fost rezultatul mare, că în rest San Marino, două meciuri, alea nu se pun. Deci cam asta. Am reușit pe unde am fost. Și la Vaslui am lăsat o impresie bună. Chiar domnul Porumboi a spus despre mine că sunt în primii 5 antrenori din țară. Un lucru care mie mi-a căzut bine, mi-a plăcut. Deci... Dar la un moment dat ți-ai pierdut motivația. Da, n-am mai avut motivație, m-am retras, multe probleme. Lucruri care nu-mi convin în fotbalul ăsta, de care m-am lovit și nu mi s-au părut normale. Și eu nu sunt ca Hagi, care e tobă de fotbal, care tot timpul stă și se concentrează și face de toate pe lângă echipa respectivă, în afară de antrenor. Adică se dedică total. Eu sunt un tip care are nevoie și de momentele lui. Da? Să se rupă de fotbal câteodată, să facă altceva, să nu știu. Și mi-am dat seama că nu pot s-o duc la capăt. Cu toate problemele care au fost, pe care le-am mai întâlnit pe la cluburi, ba probleme de bani, de salarii, de alea, ba nu știu ce, ba... N-am avut probleme cu președinți care să-mi impună ceva, e adevărat. E și adevărat că de peste tot unde am fost, am stat de vorbă la început clar și am discutat cum sunt eu și ce doresc și dacă pot să fie așa cum doresc, bine, dacă nu... Deci nu m-am dus nicăieri. Am avut o relație bună cu ei, chiar dacă ne-am mai și contrat, cum a fost și cu domnul Iancu la Timișoara. Sau. Dar eu zic că una peste alta am avut o relație bună și le port respect la toți, totdeauna i-am respectat, cred că și ei la fel. Și cam asta a fost antrenorul, Bun. Balin. Ai zis că nu mai e un stimul. Ar putea cândva Steaua să fie un stimul să te reîntorci în iarbă? Nu cred. Știi de ce? Pentru că deja am o vârstă. Nu mai am... Deci eu nu pot să mă apuc... Nu că e Steaua, că îți dai seama. Prima echipă ar fi Steaua care, dacă ar fi să antrenez, pe care aș antrena-o, dacă mi s-ar ivi ocazia. Dar nu știu dacă aș putea să dau Stelei ca antrenor, ce am dat ca jucător. Nu cred că mai pot la vârsta pe care o am, la faptul că m-am rupt deja de ani de zile. Am avut și propuneri, nu numai să antrenez Steaua, dar și să vin în conducerea echipei și nu, m-am retras în ultimul timp, în ultimii ani m-am retras spre casă, îmi împart timpul între București și Bistrița acum, nu pot să stau aici permanent. Nu-ți place București și aglomerația? Nu mai îmi place, ușor, deja vreau să mă retrag definitiv acolo. Deja sunt retras într-un fel, dar mai vin că am emisiune, am asta, dar de asta spun. Și atunci, atâta timp cât eu nu mai pot să stau în București permanent, n-am cum să accept un post la un club atât de mare și să nu mă pot ocupa zi de zi de problemele care sunt acolo. Și pare rău că trebuie să-i refuz, pentru că Steaua, așa e vorba aia, că nu se refuză niciodată. Dar n-am avut în control. Dacă tu simți că nu poți să dai 100%, no. E mai onest. Păi da, normal. Asta e principalul da. Motiv, nu că nu ar fi altul. Dar n-aș mai putea psihic să mă rup acum și să rămân aici. Nu cred. Bun, ce faci la Bistrița? Ce faci la, cu ce te ocupi? La Bistrița mă ocup cu nimic. Cu nimic. Mă ocup, cum să zic, cu viața la țară. Viața la țară care îmi place, mă liniștește, sunt un om împăcat. Liniștit în momentul ăsta, am trecut și eu prin multe și nu mai am nevoie de agitație, nu mai am nevoie de emoții, de lucruri de genul ăsta. 60 de ani e un prag psihologic. Care este vârsta sufletului tău? Păi câteodată eu cred că sufletul meu are 20 de ani. Câteodată mai fac și eu nebuniile mele, mai îmi permit cu motocicleta, cu muzica, adică am...
De exemplu, am acum hobby-ul meu e să învăț să mixez ca un DJ, să fiu DJ, să... dar asta pentru mine, adică pentru prieteni, pentru când facem câte o petrecere sau adică totdeauna în viață am avut hobby-uri. Întotdeauna. Întotdeauna am încercat să mă ocup timpul liber cu ceva ce să-mi placă, să studiez ceva, să fac ceva. A fost și cu muzica o perioadă, cu motocicleta la fel, încă mai e, dar mai puțin. Și îmi caut. Acum e, ziceam, de viața la țară, adică să descoperi cum se plantează un pom, cum trebuie să-l întreții, cum trebuie să tunzi iarba, cum trebuie să faci la o grădină de legume sau cum trebuie să-ți crești câinele. La gătit, un câine ciobănesc, da. La gătit? Ba, puțin, dar gătesc, da. Câteva feluri de mâncare, da, paste, lucruri ușoare, normal. Uh-huh. Da. Ai vreun regret, un lucru pe care nu l-ai făcut până la 60 de ani și îți pare rău? Oh, că multe mai sunt, multe. Dar nu îmi vine acum neapărat unul, dar întotdeauna vrei să faci multe în viață și... adică ți-ai fi dorit să mai faci altceva. Mi-ar fi plăcut să știu bine să cânt la un instrument, să fiu într-o formație de muzică, chiar la vârsta asta, deci nu era... Dar n-am mai avut răbdare să învăț. Am făcut la un moment dat muzică pe calculator, dar am acasă tot felul de instrumente, că sunt colecționar de instrumente, de la fluiere și astea. Acum am o harmonică, am găsit veche, adică în general instrumente vechi. Am avut un studio bine pus la punct în anii 90, când puțin aveam în România, când eram în Spania, de acolo l-am adus, când acolo mi l-am făcut în apartamentul în care stăteam și făceam muzică, veneam de la antrenamente acasă, de-abia așteptam să ajung acasă să mă pun la calculator. Abia apăruseră calculatoarele, muzica pe calculator și îmi plăcea. Am scos și un disc, muzică instrumentală, adică mi-a plăcut întotdeauna. De asta spun că în fotbal, dacă vrei să faci ceva, să faci la nivel înalt, antrenor, de exemplu, trebuie să te dedici total. Deci nu ai timp de hobby-uri, nu ai timp de familie, nu ai timp de nimic. Eu n-am putut. Eu am vrut să am timp și de alte de lucruri și din cauza asta am zis nu, pentru că nu pot să mă duc să păcălesc pe cineva. Hai, domnule, că sunt bine, fac eu antrenor, sunt bun, nu știu ce, să-mi iau bani și pe partea cealaltă să nu reușesc să fac nimic. Cum ai vrea să fii ținut minte de către oameni? Fotbalistul, Gavril Balint Pele, antrenorul sau omul Gavril Pele Balint? Sigur voi fi reținut ca fotbalistul Balint, pentru că sunt niște rezultate la care sunt foarte mândru că am contribuit și eu. Sunt tare bucuros că am rămas acolo marcând niște goluri importante. N-am fost un fotbalist printre cei mai buni ai României, din istoria României, dar am fost un fotbalist care și-a lăsat acolo o urmă la anumite meciuri, campionat mondial, la Cupa Campionilor Europeni și ce-ți dorești mai mult decât asta? Și bineînțeles, eu aș vrea, dar nu mă cunosc foarte mult ca om. Eu cred că și ca om am reușit în viață și toți prietenii mei pe care i-am, toți oamenii apropiați care mă cunosc, știu cum sunt și nu cred că mă comentează urât pe la spate. Sunt. Câteodată mă doare și pe mine, acum fiind libertatea asta pe internet și poate să comenteze fiecare ce vrea, câteodată mă doare când văd că un anumit suporter care se vrea stelist, da, care e la echipa cealaltă, nu numai pe mine, pe foști jucători ai Stelei care noi ne-am orientat spre clubul Armatei, ne mai înjură sau folosește niște cuvinte așa nepotrivite și mă tot întreb ce fel de suporter stelist poți fi să înjuri un fost mare jucător al echipei, nu? Poate un fost care idol. A făcut istorie, da? Da. Cum poți să ajungi vreodată? Nu suntem perfecți. Fiecare are părerea lui. Eu îi respect pe toți. Și cei care sunt cu FCSB și care pentru ei FCSB înseamnă Steaua. Foarte bine, dacă așa consideră, dar de la asta și până la ai vedea cum se împroașcă cu noroi între ei și sunt steliși, da, în sufletul lor. Sau cum ne consideră pe noi anumiți, sau cum ne-a tratat, sau ne-au tratat anumiți conducători de la FCSB pe noi, da, și
Lucrurile astea e greu să le înțelegi, dar asta e. E loc pentru toți pe pământul ăsta și, din păcate, sunt și lucruri de genul ăsta. În rest, să fim sănătoși. Să fim sănătoși. Capis, mulțumesc pentru interviul acesta. Spune încă o dată la mulți ani și îți facem cadou acest tricou pe care am vrut să-l imprimăm cu numele Pele, pentru că tu ești Pele al nostru. Îți mulțumim și la mulți ani încă o dată. Mulțumesc. O să pun și Balint. Pele Balint. Sună, da, neapărat. Un an nou cât mai bun și multă sănătate. Da, frumos. Mulțumesc mult pentru cadou. O să fie la loc de cinste între trofeele mele. Îți mulțumim că ai venit. Cu plăcere. Și te mai așteptăm. Mulțumesc de invitație.